Astăzi toată lumea este în fața televizoarelor pentru că George Chirilă va fi față în față cu invitații mei, dar și cu cele două soții pe canapea. Așadar, cele două soții surori au lăsat pustietatea în care trăiesc și au venit pentru prima dată împreună în București. Toți trei vor sta aici, în platou, și vor răspunde la toate întrebările. Vor să-și asume tot, să nu ascundă nimic, să nu ocolească nimic și să vorbească și cu dumneavoastră. Puteți să le trimiteți întrebări pe adresa noastră la maruța@protv.ro sau pe Facebook la Măruță. Stilul lor de viață este admirat de unii, este contestat de alții, e de neînțeles pentru mulți, dar astăzi George Chirilă și soțiile surori sunt gata să lămurească tot. Înainte de a le avea în platou pe Nicoleta Moldoveanu și pe Mariana Moldoveanu, vreau să-l invităm pe soțul lor, pe George Chirilă, alături de noi. Bună seara! Haideți să luăm un loc. O să vă rog să luați loc aici pe canapea. Bună seara, domnule Chirilă! Să țineți microfonul cât mai aproape, ca să ne auzim bine. Mă bucur că sunteți în această seară aici pentru că sunt foarte multe întrebări pentru dumneavoastră. O să avem și un psiholog alături de noi, o să avem și ziariști și oameni care vor să înțeleagă mai bine stilul dumneavoastră de viață și să vadă de ce dumneavoastră vi se pare o normalitate să spuneți că fiind căsătorit cu două surori e ceva normal. Da. Pregătit? Da. Bun, așa că o să stăm într-o formulă de trei pe această canapea, aș da ca în viața de zi cu zi, da? Dar vreau să vă întreb, înainte de a le pofti aici și pe soțiile dumneavoastră, dacă e pentru prima dată când ele vin în București. Nu, ele... Să țineți... Ele au fost des în București, eu am fost mai puțin în București. Dumneavoastră mai puțin, deci soțiile au mai fost, da? Dar de când s-au căsătorit cu dumneavoastră și de când v-ați mutat acolo la Iași, au mai fost plecate? Sau au stat mai mult acolo? Da, au mai fost și venind spre Pitești, oricum treceau prin București. Spre Pitești pentru că acolo stau părinții, părinților, nu? Da. Bun. Așadar, o să stăm de povești pentru că acum vedem niște imagini cu cele două soții, stânga și dreapta. Acum o să le avem aici în platou și o să vină să vorbească și ele, da? Pentru că și ele pot să răspundă la întrebări. Bineînțeles. Corect? Bun. Înainte să o invităm în platou pe prima dumneavoastră soție, și anume pe Nicoleta, da? Cea cu care v-ați căsătorit prima dată. Vreau să o cunoască și telespectatorii puțin mai bine, să afle cam totul despre dumneavoastră, ce vârstă are, câți copii aveți împreună, da? Haideți să vedem un material și apoi o poftim alături de noi. În acest contract sau legământ de căsătorie, termenii acestui contract nu sunt egali pentru bărbați și pentru femei. Nicoleta, acum ajunsă la vârsta de 40 de ani, a fost prima alegere a lui George Chirilă dintr-o familie cu patru surori. Îi este soție de 19 ani și i-a oferit până acum 6 copii, 3 fete și 3 băieți. Din nefericire, al șaptelea copil a decedat în urma unei pneumonii. Familia a decis să-l îngroape în grădină ca să fie aproape de el când se roagă și a obținut aprobare pentru asta. George Chirilă i-a cerut mâna Nicoletei în grădina botanică de la Iași și până în acel moment părea să fie o poveste de dragoste clasică. Am făcut primul an de facultate și după ce l-am terminat era o zi frumoasă de primăvară și am mers în grădina botanică și acolo m-a cerut în căsătorie. Și a fost... Cum v-a cerut în căsătorie? Că domnul cred că e puțin emoționat. Erau cât au fost? 5 ani care noi ne-am cunoscut. Și ea știa ce văd eu căsătorie, deci cam ce mă aștept. Nicoleta și George n-au făcut niciodată cununie civilă și nici religioasă. Pentru ei, nunta a fost o petrecere restrânsă în familie. Au organizat o masă alături de rude și prieteni. 2 ani mai târziu, Nicoleta a rămas însărcinată cu primul lor copil. Acela a fost momentul în care sora ei mai mare, Mariana, a sosit în gospodărie pentru a le da o mână de ajutor. Ați luat în calcul în momentul în care ați decis ca sora dumneavoastră să vină să vă ajute cu cel mic, faptul că există varianta să se nască ceva între ea și soțul dumneavoastră? Nu ne-am luat în calcul așa ceva. George s-a îndrăgostit de Mariana și a anunțat-o pe Nicoleta că o vrea și pe sora ei de nevastă. Inițial, Nicoleta a crezut că totul este o glumă, dar mai apoi și-a impus să accepte și să înțeleagă situația. V-ați fi dorit să fiți singura femeie a soțului dumneavoastră? Da, mi-ar fi plăcut, dar viața te trece uneori prin niște lucruri ca să poți înțelege. Deci eu dacă eram singura soție a lui, poate nu vedeam într-adevăr că lipsește calitățile acelea. Vi se pare nedrept să-l împărțiți pe soțul dumneavoastră cu sora dumneavoastră? Acum, la momentul ăsta, pot să spun că nu.
Astăzi, deși George Chirilă spune că deși cele două femei au locul lor bine stabilit, Nicoleta are întâietate. Dintre cele două neveste, ea este și cea care poartă în fiecare zi verigheta. Tot ei îi spun toți copiii mamă, și cei ai surorii și cei pe care i-a născut ea. Așadar, prima soție este în această seară în platou alături de noi, Nicoleta. De-a dreapta sau de-a stânga soțului? Stau aici. Aici, lângă noi. Bună seara! Bună seara la toată lumea! Eu mă bucur că ați acceptat să veniți, să fiți alături de noi, pentru că sunt foarte mulți oameni care vor să vă adreseze tot felul de întrebări și putem să vorbim cât mai deschis și cât mai pe larg despre acest subiect, care nu este unul ușor, nu? Este un subiect destul de sensibil. Vreau să vă întreb, pentru dumneavoastră, ce reprezintă soțul? Cum l-ați descrie? Pentru că l-am văzut pe domnul Chirilă cum a vorbit zilele acestea despre dumneavoastră și despre sora noastră. L-aș descrie ca pe o apă la suprafață liniștită, dar foarte adâncă, și în al doilea rând l-aș putea compara cu o floare cu 1000 de petale, pentru că are peste 1000 de calități. Deci așa îmi pare mie și este foarte deosebit. Are foarte multe calități, dar dumneavoastră de ce îl iubiți cel mai tare? De ce îl iubesc? Deci, pentru toate calitățile care le are și pentru dragostea care este între noi. Dacă dragoste nu e, nu e nimica. Dar care ar fi cea mai mare calitate? Calitatea de a fi un soț care poate să... Să vă înțeleagă, să vă ajute, să... sau? Da, deci în toate el găsește o rezolvare. Deci un soț care rezolvă totul, da? Are vreun defect? Orice om are defect, dar calitățile le acoperă defectele. Și dacă e un soț cu atât de multe calități, de ce ați fost de acord să-l împărțiți cu sora dumneavoastră? Asta a fost hotărârea lui și eu am respectat hotărârea lui. Niciodată n-ați ieșit din cuvântul dumnealui? Ba da, dar am dat ca greșit. Dar știți ce vreau să vă întreb? Pentru că sunt foarte mulți oameni care se uită la noi și trebuie să acceptați că foarte mulți vă privesc foarte cu scepticism și foarte mulți se uită la dumneavoastră și zic că nu e posibil să fie un bărbat care să trăiască cu două femei care sunt surori, să aibă copii împreună, să locuiască în aceeași casă. Și toată lumea, practic, dacă este, uită mai mult spre dumneavoastră, pentru că ați fost prima soție, sunteți și cea care purtați verigheta, nu? Da, deci noi am venit aici... Cum v-ați acceptat? Noi nu am venit aici ca să ne prezentăm că suntem perfecți, ca să fim un exemplu pentru ceilalți oameni. Noi am venit fiindcă așa suntem noi. Și am venit ca să împărtășim exact starea noastră și înțelegerea care este între noi. Și vă deranjează câteodată că oamenii vă privesc ciudat? La început, da, dar acum nu mai țin seama de... părerile lor. Înainte de a o cunoaște pe Mariana, pe sora noastră, vreau să răspund celor de acasă că sunteți patru surori, da, în familie, și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră cu Mariana v-ați înțeles cel mai bine și când erați copii. Da, 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 sigur. Deci Mariana era prietena dumneavoastră din... Din copilărie am... Cu ea împărțeați totul când erați mică? Împărțeam totul, dar chiar dacă ne certam pentru un moment, ne părcam foarte repede și era totul ok. Vă gândeați vreodată că o să ajungeți să împărțiți și bărbatul? Nu m-am gândit la așa ceva. Dar v-a durut când domnul George v-a spus, uite, eu vreau să fie și sora ta cu noi, să trăiască cu noi? Îmi pare foarte normal ca să simt așa ceva. Durere? Da, durere. Și furie? Și de ce n-ați plecat de acasă? Nu, pentru că eu am avut încredere în el, pentru că nu era un terchea berchea, nu era un golan, un ceva. Deci am văzut că era un om deosebit, era un om de capacitate și pur și simplu am văzut un profet în el. Și chiar dacă nu am înțeles pentru un moment treaba asta, am lăsat ca viața să lămurească anumite lucruri și am stat liniștită, pur și simplu. Un profet? Da. Adică îl vedeți ca pe un profet? Da. Dar dumneavoastră, după 2 ani de la căsătorie, ați acceptat ca sora noastră să facă parte din familie, nu? Da. După 2 ani. Și în aia 2 ani că erați la început, nu v-a venit să fugiți sau să vă enervați sau să trântiți totul prin casă? Ba și să da, pentru că sunt om, normal. Sunt om, nu? Atunci o urați pe sora dumneavoastră la început? Nu pot să spun că o uram, dar aveam supărare pe ea. Dar încet, încet am înțeles anumite treburi și totul a revenit la normal. Vă mai întreb ceva și o poftim și pe dumneai. În copilărie ați împărțit vreodată vreun prieten?
Nu prea am avut prieteni. Am înțeles. Deci prima dată când ați avut un iubit, prieten, a fost domnul George, care a devenit și soț? Da. Da. Și dumneavoastră și Mariana? Da. Bun. Haideți că o să vorbim, avem multe de vorbit și despre celelalte surori și despre familie, dar v-am cunoscut printr-un material de prezentare. Vreau să o cunoaștem și pe sora dumneavoastră, cea de-a doua soție a domnului George Chirilă, tot printr-un material de prezentare, ca să înțeleagă și cei de acasă cum sunt ordonate lucrurile în această familie. Așadar, haideți să o cunoașteți pe Mariana Moldoveanu, sora Nicoletei, soția domnului George. Am fost conștient de ce ar însemna o a doua soție. Vi se pare că în fața soțului dumneavoastră sunteți sau ar trebui să fiți egale ca statut? Nu. E clar că nu se poate așa ceva. Dar? Fiecare avem poziția noastră. Mariana este sora mai mare. Are 41 de ani și a venit la cei doi soți în gospodărie pentru a le da o mână de ajutor în perioada în care Nicoleta rămăsese însărcinată. George Chirilă s-a îndrăgostit de ea și a hotărât să o ceară de soție. De atunci și până astăzi, Mariana și George au făcut împreună alți 8 copii, alături de ceilalți 6 născuți de Nicoleta. Are importanță faptul că Nicoleta este prima soție? Pentru mine, da. Pentru mine, Nicoleta are întâietate și ea a înțeles foarte clar. La începutul acestei povești, cele două femei au trecut printr-o adevărată furtună sufletească. Gelozia, amărăciunea, dezamăgirea, dezolarea nu le-au fost deloc străine. Cu toate astea, Mariana spune că alte sentimente mult mai puternice decât acestea le-au făcut să ia deciziile finale. La urma urmei, amândouă iubeau același bărbat cu aceeași intensitate. Atracția fiind mare, ca două de polul opus. Nu poți băga, chiar dacă bași ceva între ele, ele se atrag. Un magnet foarte puternic, cum este soțul meu, are un magnetism extraordinar în el, m-a atras. La fel ca sora ei, nici Mariana nu a făcut cu George cununie civilă sau religioasă. Au considerat că au făcut nuntă când și-au jurat unul altuia iubire în mijlocul naturii. Prima nevastă a lui George și sora Marianei nu a participat la această celebrare. Cât de mult îl iubiți? Iubirea are limite, nu știu dacă are limite iubirea. Iubirea e fără limite. Dorința cea mai mare a mea este ca să fiu așa cum soțul meu dorește să fiu. Spre deosebire de sora ei, Mariana nu poartă verighetă. Cei 14 copii, atât cei născuți de ea, cât și cei născuți de sora ei, îi spun Ana, de la Mariana. Cum e cu copiii? Se simte diferența? Adică sunt 14 copii ai familiei și atât? Sau se ține cont că nu știu câți dintre ei sunt ai dumneavoastră și ceilalți ai Marianei? Deci noi suntem o familie, dar fiecare copil simte pentru mama lui. Cele două surori soții au camere separate în care dorm pe rând cu soțul lor. Își împart în mod egal treburile gospodărești și se declară fericite și împlinite. Își cresc cei 14 copii împreună și declară că niciuna din ele nu-i poartă pică celeilalte. În această seară alături de noi, Mariana Moldoveanu. Vă rog frumos să luați un loc pe canapea, pentru că suntem în formulă completă, nu? Domnul George, în formulă completă? Să țineți microfonul. Toate cele trei funii care s-au împletit ca să alcătuiască această șoară. Deocamdată trei funii, pentru că spuneați la un moment dat, și vreau să văd dacă vă mai mențineți același punct de vedere, că dacă o să vă mai îndrăgostiți, ar putea să fie trei soții. Acum, la momentul ăsta, nu văd viitorul în felul ăsta, nu-l modelez în felul ăsta din cauza resurselor care mi-au rămas puțin. Dragostea dă totul, dacă acel totul e foarte puțin. Nu sunt resurse suficiente. Adică nu mai aveți putere și energie pentru încă o soție. Da. Ar fi prea mult. Da. Bună seara, Mariana. Bună seara. Mă bucur că ați acceptat să veniți aici pe canapea, pentru că foarte multă lume zicea că domnul George vă ține izolate, că nu vă lasă să vorbiți și iată că puteți să vorbiți. Da, așa este. Cum v-ați îndrăgostit de George Chirilă? Știați că e căsătorit cu sora noastră? Nu v-ați gândit că e un păcat? Nu. Deloc? Deloc. Dar cum s-a întâmplat? Eu am urmărit mult felul lui de a fi și am văzut că ceea ce are el nu are alți bărbați. Sau mai bine zis, ceea ce am văzut la alți bărbați nu era el. Adică un om care...
Adică nu este parșiv, cum erau mulți. Da, dar era soțul soției, surorii dumneavoastră. Dragostea trece peste multe. Și de data asta a trecut și peste acest lucru. Dar nu v-a durut sufletul pentru că știați că sora suferă? Nicoleta suferea la început, ne-a spus că na, era, nu-i venea să creadă, să căsătorise, vrea să-și facă o familie și dintr-o dată venea sora care vroia același lucru. Nu. Da. Vreau să vă întreb, domnul George de la început i-a spus surorii sau ați avut o aventură în paralel? Adică dumneavoastră ați trăit cu domnul George și pentru că nu mai puteați să țineți chestia asta ascunsă, a trebuit să-i spuneți Nicoletei și apoi să se ia decizia ca să rămâneți toți trei. Nu, întâi s-a hotărât. Adică nu a... Deci întâi s-a comunicat și după aceea... Și a început? Adică a început. Așa a fost? Deci exact lucrul ăsta, așa a fost, pot să clarific eu lucrurile cum a fost. După ce am văzut că a fost iubire, iubire și către Mariana, am hotărât noi să fim împreună, apoi am venit și am comunicat Nicolete. Și apoi a fost apropierea intimă. Da, dar vreau să vă întreb ceva, nu pot să vă dau dreptate. De unde știați că o să fie o chimie între dumneavoastră și Mariana, dacă nu existase nimic? Adică, cum... Din privire, dacă mă crezi, spun din privire. A fost aproape 2 ani care a stat la noi și lucrurile au decurs aproape normalitate. Dar odată, zic la prima vedere, deci noi ne cunoșteam, ea mă citea, eu o citeam. Și ne apreciam și ne respectam și respectul era. Dar vorbim de iubire acum. Iubirea am cunoscut odată numai după o privire. A fost un singur moment când din privire am cunoscut. Domnul George, dar vreau să vă întreb și deschis așa, când ați început să vă îndrăgostiți de Mariana, o mai iubeați pe Nicoleta? Bineînțeles. Păi bineînțeles. Cum? Afirmația care i-am făcut-o, că tot ceea ce fac eu, inclusiv acest capitol al Marianei, este din iubire pentru ea. Pare așa ceva șocant. Da, trecut... pare, pentru că foarte multă lume, să știți că se poate să uite la televizor și zice, domnule, omul ăla e nebun. Adică trăiește cu două surori și spune că e ceva normal, că e iubire și că unde mai vezi așa toată ziua, nu? Dar timpul i-a arătat și nimic acum poate să confirme lucrul ăsta că, într-adevăr, chiar și acest pas, care pare poate ilogic, a fost tot din iubire pentru dânsa. Tot ceea ce am devenit eu și prin unirea cu Mariana, ea a avut de beneficiat. Nicoleta, dar vreau să fii foarte sinceră. Dacă te-ai fi dat timpul înapoi așa, ai mai fi chemat-o pe sora ta să te ajute în gospodărie? Da. Știind că o să împarți și bărbatul? Da. Dar celelalte surori ale voastre ce au zis? Că mai aveți încă două surori. E delicat subiectul? Dar fi bine ca să vorbim numai despre noi. Deci nu e o... Ele sunt măritate? Au familia lor, da, și este mai bine. Bun, nu vorbim, vă respect acest lucru. Părinții ce au spus? Părinții prima dată au fost șocați, da, șocați. Și cum le-ați spus? Sau nu le-ați spus? Nu, au venit în vizită pe la noi și au aflat că suntem toți trei împreună și prima dată li s-a părut ceva foarte stupid, dar cu timpul nu au înțeles nici ei pentru moment, dar... Că ei, săraci oameni, veneau dintr-o familie, cum să spunem, normală, nu? Sau o familie cu reguli, cum vă place, domnule Chirilă, nu? Cu reguli pe care le întâlnim zi de zi. Adică soție, făceau copii, au făcut 4 fete și probabil părinții au rămas șocați, nu le-a venit să creadă că fetele trăiesc cu același bărbat, nu? Da. Deci la început ei au fost șocați, le-a fost foarte greu să accepte chestia asta și a fost o distanță de vreo 7-8 ani care nu... 7-8 ani nu ați vorbit cu părinții, cu familia? Nu, nu, nu. Și după aceea încet, încet ne-am apropiat și deci am început din nou să colaborăm. 7-8 ani? Da. Sunteți surorile cele mai mari sau cele mai mici? Mijlocii. Mijlocii, adică aveți o soră mai mică și încă o soră mai mare, nu? Înainte de a lua publicitate și de a ni se alătura discuției și un psiholog, de a vorbi și cu oameni care vă contestă sau cu oameni care vor să afle mai multe lucruri de la noastră, vreau să vă mai întreb ceva, vreau să te mai întreb ceva, Nicoleta. Ți era mai ușor să accepți că soțul tău mai are pe cineva în viața lui, dar acea persoană nu ți-e atât de apropiată, nu ți-e soră? Cred că mi-ar fi fost mult mai greu dacă era altcineva. Ți-ar fi fost mai greu dacă era altcineva? Da. De ce? N-ai avut impresia că te-a trădat sora ta? Adică bărbatul pe care visai, nu știu, să-l iubesc, să-l iei toată viața cu tine, trebuie să-l iei în parți cu ea. Eu am spus și repet treaba asta. Eu de la început m-am înțeles bine cu Mariana, am împărțit totul de mică, iubeam și pe George și iubim pe amândoi, am reușit să trec și de treaba. Bun, o să luăm imediat o pauză de publicitate, dar vreau să te întreb, Mariana, tu de ce nu porți verighetă?
Mie îmi place și o viață mai simplă, mai cât mai naturală. Pentru că pare o regulă, știi? Adică eu sunt prima soție, eu am verigheta. A, nu. Sau am înțeles nu, din deci material că copiii, Mariana, nu vă zic mamă? Cei mici îmi spun mami, mami meu, de fapt. Dar cei mari spune Ana, că așa mi-a spus primul băiat, că el ne putem spune Mariana, au spus numai sfârșitul, da, Ana. Te simți o soție cu drepturi în regulă exact ca Nicoleta? Da. Cu aceleași drepturi? Absolut. Adică nu te simți un pic pe locul 2? Nu. N-ai avut niciodată sentimentul ăsta? Câteodată da, câteodată nu, dar oricum vreau să ajung la echilibru așa.